Mergem la următorii mei invitați, oameni buni, care s-au umplut de medalii de aur și nouă, să știți că ne-au umplut sufletele cu mândrie. Ei bine, au câștigat aurul nu oriunde, ci în Statele Unite ale Americii, acolo unde au participat la campionatul mondial de karate. Și știți, campionii vin aici la noi la emisiune, așa că vreau să vi prezint și dumneavoastră și merită să-i aplaudați de acasă, pentru că o avem aici pe Izabela. Bună, Izabela! Bună ziua! Câți ani ai? Am 21 de ani. Perfect! Mulți înainte, felicitări! Aur? Aur. Avem aici mult aur pe masa noastră. Mergem mai departe la Bianca. Bună, Bianca! Bună! Câți ani? 18. Ne-am mai văzut noi aici la emisiune? Nu. Nu ne-am văzut aici la emisiune? Că noi am mai avut karate, știu că mai ții minte? Da. Perfect! Salut, Darius! Salutare! Câți ani? 23. 23, mulți înainte. Mulțumesc. Și Andra, bună, Andra. Bună. Câți ani? 29. 29. Și aici șeful karateștilor, antrenorul. Salut, Cristian, Cristian. Salut. Nicolae, oameni buni. Omul, antrenorul care a reușit să facă această performanță cu această echipă în Statele Unite, cum ziceam ceva mai devreme. Greu campionatul ăsta? Da, a fost destul de dificil, număr mare de sportivi, dar am făcut față. Mamă, câte medalii de aur ați adus și câte medalii ați adus în total acasă? 17 medalii, doar noi. Deci doar voi, 17 medalii? Da. Din lotul României, 141 de medalii. Și campion, cum, lotul României, la karate, 141 de medalii? Da. Ați luat tot? E, dintre care 55 de aur, doar ca să spunem așa, partea cea mai importantă. Mamă, 55 de medalii de aur, păi ce mai tare? Se putea și mai bine. Deci pe Chicky Chan, dacă îl prinde, sau pe Chuck Norris, n-au nicio șansă. 50 și ceva de medalii de aur. Dar cum a fost? Cum e campionatul? Povestiți-ne puțin despre el. Cred că mai mult ar putea să povestească ei, pentru că de data asta i-am trimis singuri în deplasare. Da? De ce? Trebuie să mă ocup mai mult de pepinirea tânără, care urmează, informăm acum, și am fost cu ei plecat în cantonament, eu cel puțin, dar au fost prezenți antrenori de lot care i-au susținut acolo, Mihai și cu Ioțo. Și să vă dea mai multe detalii sportive ăștia minunați care au fost acolo și au făcut act de prezență la campionat. Izabela, tu când te-ai apucat de karate? Când aveam 8 ani. La 8 ani? Da. Și te-ai îndrăgostit de sportul ăsta? Da, că e un sport, de multe ori asociai karatele un sport de băieți. Nu. Și acum ne uităm pe canapea, sunt 3 fete și un băiat. Băieții, da. Vreau, unde te duci? La karate? Da, e un sport super frumos, recomand tuturor să vină să practici acest sport, te poți apăra ca și fată în orice situații și te dezvolți tu pe plan social, pe plan fizic. Contează foarte mult, pentru că de fapt voi ce faceți acolo e foarte mult autoapărare, nu? Da, și autoapărare. Și disciplină, exact. Disciplină. Și câte antrenamente? Avem 4 antrenamente pe săptămână, lunea, miercurea, vinerea și sâmbăta. Deci e multă muncă. Da. Uite aici, vedem imagini când erați numai pe podium, aur, 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 exact în Statele Unite. Dar știi ce vreau să te întreb? A fost vreun moment în care s-a luat cineva de tine pe stradă și ai avut grijă să-i arăți că totuși faci de câțiva în karate? Din fericire nu și nici nu-mi doresc, dar în caz că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, eu zic că sunt pregătită. Ai prieten? Nu. Că mă gândeam dacă face și el karate, știi? Adică, nu, perfect, ok. Haideți să vedem mai departe. Alături de noi e Andra, nu? Andra, e Bianca. Bianca, da, Bianca și Andra. Exact. Tu, Andra, când te-ai apucat? La 8 ani. La 8, tot la 8 ani? Da, cam așa. Și? Și am trecut. Ți-ai dat seama că e sportul pe care vrei să-l faci? De când am văzut prima dată, da. Pur și simplu senzația de grup, de oameni mulți îmbrăcați, echipați. Îți lasă senzația că vrei să fii acolo. Bianca, e centura neagră, toți aveți centura neagră. Deci da, asta e maxim, da, nu mai stă peste centura neagră, nu? Bianca, e, cred că e cea mai micuță. Ea s-a apucat încă de pe la vreo 3 ani și jumătate. De 3 ani și jumătate și ești campioană? La 3 ani și jumătate. De la 3 ani și jumătate, am crezut că s-a apucat de 3 ani și jumătate. De la 3 ani și jumătate? Da, adică de 15 ani. Adică tu nu vrei să te joci cu păpușile? M-am jucat și cu păpușile, dar mi-a plăcut mai mult să fac karate. Fii sinceră, le băteai? Pe păpuși? Nu! Dar ai acolo cu minte. Și te-ai apucat la 3 ani jumătate? Cine te-a dus la karate? Sau cum ai aflat? A venit sensei la mine la grădiniță și... Nu cred, Darius de atunci? Când ea avea 3 ani jumătate? Da, de atunci. A venit la grădiniță și mi-a spus, tu ești talentată, tu trebuie să vii la mine la sală. Și atunci am mers și chiar îmi plăcea. Îmi plăcea foarte mult acolo și în timp a devenit un stil de viață. Mamă, sensei, deci tu ai avut ochiul format ca un scouter și ai zis ok și uite, ai ajuns campioană. Întotdeauna mi-a plăcut să-i caut de mici, să lucrez cu ei. Știu că e cea mai grea muncă să lucrez cu copiii mici,
dar odată format de mic, nu mai e problemă. Poți să-i trimiți singur în America, nici nu trebuie să te scurcă. Și stai să ajungem și la singurul bărbat de aici, Darius, și anume, Darius, la tine cum e? Tu cât ai apucat? Eu fac de la 9 ani karate, de 13, chiar 14 ani. Sunt dintr-o localitate de lângă București și a fost singurul mod de, pe care părinții mei l-au crezut potrivit pentru a mă disciplina și pentru a... Adică să... aveai problemele astea cu organizarea, cu tot ce au zis, bă, de mâine la karate. Eram amețit. Și te-a disciplinat? Da, m-a ajutat foarte mult, că până la urmă karatele reprezintă un mod de... de autoapărare, dar totodată și de disciplină și de respect față de adversari, în primul rând pe tatami, dar totodată și în afara lui, și anume pe stradă. Oamenii ăștia campioni, oameni buni, uite, vedem tot felul de medalii și de fotografii pe care le faceți acolo. Știi ce vreau să... Bianca, te-ai luat cu cineva pe stradă? Sau eu sunt tot curios asta? Nu. Nici tu? Nu. Andra, nu? Avem copii. Se întâmplă acolo, se întâmplă acolo. Nu, mă gândesc că e cineva care nu știe și face vreo glumă sau ceva și imediat pui un... o figură de apărare. Nu. Nu, nu. La tine cum e cu dragostea, Andra? Foarte bine. Tot cu fotbal, tot cu fotbalul? Tot cu fotbalul. Da. Pentru că iubitul ei e fotbalist. Da, așa e. Perfect. Avem sport în familie. Sport, chiar sport în familie. Bă, sunteți foarte tare, serios. Bravo, felicitări din toată inima. Să aveți mult succes, sensei, nota 10. Și unde vă poate găsi lumea? Unde vă poate căuta? Pentru că poate sunt mulți părinți care vor să-și dea copiii la karate. Poate vara asta sunt mulți care nu pleacă nicio vacanță și atunci ar putea să meargă la aceste cursuri. În cadrul clubului nostru, Club Sportiv Akira, avem câteva locații destul de importante. În București, undeva în zona Apărătorii Patriei, ca exact. Lehliu, cam de unde vine Darius, da? E o zonă unde am început, chiar avem amintiri plăcute de acolo. Eu eram un căutător așa de talente. Un pic în nebunia mea, când eram mai puștan, așa zic, hai mă, să mă duc să caut acolo talente, să găsesc ceva. Și țin minte că ei făceam antrenamente, n-aveam nici parchet pe jos, era beton, geamuri n-aveam, erau niște saltele și plecam cu mâinile de acolo, vine-te pe volan, așa, și conduceam până la București, unde aveam pe cei mai mari. Avem în Znagov, avem în Ciolpani. Dar lumea poate să caute pe Instagram, da. Și acum toată lumea pe poate să ne găsească, da. Cum să caute? Club Akira. Club? Club Akira. Akira, da? Akira. Club Akira. Perfect. Vă mulțumesc mult de tot, aveți multă baftă. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. Cum se... Os. 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 Vă mulțumim mult de tot. Succes. Noi. Mulțumim. Mulțumim și noi. Mulțumim. Putem să-i luăm și medaliile. Poți să mai arăți o figură de la Cichichear? Acum? Așa fac, nu știu ce faci. Poți să dai cu ce vrei și cum e? Da, sigur. Da, o figură ceva fac așa? Da, poți să lovesc până sus. Da. Mai emotivă. Ok. Vă mulțumim mult de tot. Medalile știți că rămân aici întotdeauna. Nu, pentru că Andra ne-a întrebat. Nu? Tu ai întrebat? Din prima, da. Da, Andra a întrebat prima dată. Au zis, ok, punem astea aici medalile, dar le putem lua când plecăm. Adică, da, sunt ale voastre, normal. Vă mulțumim mult de tot. Felicitări. Mulțumim. Și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim.